Mandatul de președinte al Consiliului Județean Călăraș și s-a constatat a încetat de drept. Motiv pentru care astăzi trebuie să fie ales un alt președinte pentru până la constituirea noului Consiliu Județean pentru funcționarea instituției. În acest sens, vă rog să faceți propuneri. Am eu o propunere, propun pe domnul Samoilă Ion pentru aceste funcții. Alte propuneri? Mai sunt propuneri? Nu mai sunt propuneri. Am rugămintea o pauză de 5 minute sau așa pentru a potri în buletinele să vot și să fie vot secret. Așa este. Permisiunea dumneavoastră să dau o citire procesului verbal. În urma votului secret s-a constatat. Domnul Samoilă Ion a obținut 19 voturi pentru, un vot împotrivă. Domnul consilier Dețean Barbu nu a participat la vot. Proiectul de hotărâre a fost adoptat, întrucât în urma numărării voturilor valabile exprimate au fost înregistrate 19 voturi pentru și un vot împotrivă. Astfel, domnul Samoilă a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Dețean Călăraș. Să depun jurământul, domnule. Să depun jurământul. Da? Mai depuneți jurământul? Nu, nu, nu. Mai depuneți jurământul. Unde conțineți alegeri? Unde pui de președinte? Hai, câteva cuvinte, domnule președinte. Eu credeam că trebuie să depun și jurământul. Nu? L-ai depus o dată. S-aude? Da. S-aude? Nu. S-aude? Să fie roșu. Păi da, dar nu permit. N-a funcționat nimic aici. Așa, așa. Păi da, dar trebuie să țin apăsat cu degetul. Asta e. Poți să pești cu ce vrei? Da. Bună ziua. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și după lupte seculare care au durat aproape 30 de zile, am reușit într-o ședință ordinară să restabilim legalitatea în Consiliul Județean. Vreau să vă mulțumesc și să vă promit că în scurta perioadă până la constituirea Consiliului Județean nou ales, până la investirea președintelui și a Consiliului Județean, o să fac tot ce îmi stă în putință ca și Consiliul Județean și subordonatele Consiliului Județean să funcționeze normal și legal, nu așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Eu vă mulțumesc încă o dată și să ne întâlnim sănătoși la constituire și să avem un mandat plin de succesuri. Vă mulțumesc! Tu ești acum președinte. Epuizându-se ordinea de zi, declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc! O zi bună! Virgil, Virgil, bă!